În urma controalelor efectuate pe raza județului, responsabilii din Consiliul Județean au constatat că multe dintre stațiile de autobuz sunt neconforme, atât ca amplasament, cât și ca funcționalitate. Ca atare, s-a hotărât ca primăriile să ia toate măsurile necesare pentru ca stațiile de pe teritoriul lor să intre în legalitate. Printre primii care s-au conformat acestei hotărâri se numără primarul din Merei, care a înlocuit deja 12 dintre ele. Am avut o discuție cu cei de la Consiliul Județean, unde trebuie neapărat să schimbăm stațiile vechi, plus că ne trebuie un aviz de la poliția Buzăul și nu putem să luăm acest aviz fără să avem o documentație, un proiectel cu carte funciară și cu stații noi, ca dânsii să ne poată da aviz. Unele dintre stațiile vechi nu sunt bine amplasate și ar putea pune în pericol siguranța celor care coboară sau urcă în mijloacele de transport. După ce va fi emisă o hotărâre a Consiliului Local Merei referitoare la noile stații de autobuz, firmele de transport vor fi notificate pentru a afișa orarul autobuzelor. Dar de obicei vreau să vă spun că nu, lumea nu prea stau pe timp de iarnă în stație de autobuz. Vin cu 5-10 minute mai devreme față de venirea autobuzului. Modelul a fost inspirat dintr-o localitate din județul Brașov și în urma negocierilor cu firma care le-a conceput, primăria Merei a plătit aproximativ 5.700 de lei pentru fiecare dintre stații. Au fost construite și instalate 12 dintre ele în localitățile Lipia, Merei, Izvorul Dulce, Gura Sărății și Monteoru și urmează să mai fie construite încă două.